Aș reveni puțin la muzica românească. N-am vorbit despre Paul Constantinescu, marele nostru compozitor, care a fost de asemenea unul din pionierii muzicii de film, de Tiberiu Olah, nu? Cu celebra... Marțian Negra are o suită. Până și Marțian Negra, el n-a fost compozitor de film, dar totuși pe vremea aceea se făceau multe filme documentare foarte frumoase. Tatăl meu a făcut o suită după un film, Muntele Retezat. Muntele Retezat și am râs că acum câțiva ani m-am dus și am vizitat în sfârșit masivul Retezat, rezervația Retezat, nu? După atâția ani am ajuns și eu acolo. Tatăl meu n-a ajuns niciodată și visa să vadă, nu? A scris această suită celebră, dar după niște imagini foarte frumoase, foarte frumoase, făcute, mi se pare, de Jean Georgescu, nu mai știu exact, erau niște filme documentare de mare calitate.